ziua, bine ați venit în familia Pantiș, o fermă de familie, am pus-o și pe Facebook, care se numește Grădina lui Traian, o fermă mică, dar care aduce satisfacții și aduce și sănătate. Deci se vede, deci asta e izolare. Deci 50 de centimetri de lat, 40 de adânc, pe vatră pus acest polistiren și pe laterală 5 de centimetri. Și atunci ele stau frumos împachetate cu încălzirea. Și conservă și căldura și umiditatea. Ajunge exact la rădăcină. Deci e mai bine ca deci o explozie de producție ca anul ăsta n-am avut niciodată. Și iar aici am ventilație. Deci, bun, am aerisiri pe capete și am aerisit pe laterale. Deci iarna reduc spațiul prin trag folie și cobor folie. Da, ca să vezi volum de aer mai mic. Împit capetele și ventilatoarele, îmi ia apa după umărul fructului. Da. Dar eu din două solarii fac cantitatea și eu pe urmă stau și mă uit. Da. Deci programul tomată dacă ar, sau programul de ar fi bun programul de legume. Eu am stat cu 3 tone de până n-am avut camera frig, mi-a făcut și camera frig. Am stat cu 3 tone de roșii și n-am unde să le dau. Fost mult. Și am spus bun, eu am o producție bună, nu foarte bună. Bună. Dar pot să fac, hai să zic, două solarii jumate, 3 maxim, dar 2 aș putea să le folosesc pe vânătă, pe ardei, pe castraveți. În schimb, eu am fost limitat. S-au venit la inspecție, domnule, nu ai, nu intri în program. Tot ce e aici e gogoșar și tot ce e în spate, tot ce e în spate e pepene galben. E a treia producție de pepeni galben anul ăsta, în Sibiu. A treia producție de pepeni galben în Sibiu. Deci eu n-am putut să cred și nici nu vreau să cred niciodată că în Sibiu nu se poate face absolut tot. Deci am făcut pepeni galben, vă servesc astăzi cu pepeni galben făcut în Sibiu. Lubeniț am făcut acum 2 ani prin metode de albăire. Lubeniță în veștem de 12 kg. E adevărat că am altoit-o pe rădăcină de bostan. Am înțeles. Ei, dus în sud de la 80 de toni pe hectar, 120, caz verificat, deci nu... Deci aici aveți și cercetare, nu? Mă rog, asta... Cercetare aplicată. Pasiune, da. Să-i spunem. Deci asta e pasiune, deci nu. Într-o iarnă am trecut pe la mama și zice, nu vrei să mănânci ceva? Bă, da. Zice, hai că am niște fasole cu hospa, că la Bihor așa se spune. Bun, mă pun eu să mănânc și cu lingura căutam după boane. Dar zic, boanele unde-s? Păi zice, boanele-s de sămânță, măi, pui, tata.